Ce faceți? Sper că sunteți bine în ciuda ploii și vremii foarte urâte de afară. Da, eu filmez a treia oară clipul ăsta, because why not? Ce? Ne place? Care e problema? Așa, și astăzi am venit să vă spun ce am citit și ce o să citesc în continuare. Ce am citit, dacă vă amintiți, pe luna septembrie, când mai știam în ce lună suntem și care a fost luna care a trecut, în luna septembrie am avut un maraton în care mi-am propus să termin cât mai multe cărți pe care le-am început și pe care la un moment dat le-am lăsat baltă. Sau măcar, dacă nu le termin, măcar să-mi formez o părere despre ele, să le termin, să gata, să mă potolesc. Și cam asta am încercat să fac. Evident că mi-am propus un target așa foarte ambițios și mi-am propus un obiectiv super, super ambițios. Dacă vreți să vedeți exact despre ce este vorba, vă las în descriere clipul ăla, dar da, nu am reușit să citesc toate cărțile de acolo și o să vă explic de ce. Nu că n-aș fi putut să le citesc pe toate, dar s-a întâmplat ceva și o să vedeți de ce. Oricum, mi se pare că luna septembrie a trecut super, 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 super repede, de altfel și octombrie mi se pare că trece la fel de repede, în ciuda vremii oribile de afară. Mi se pare că trece foarte repede, nu știu când am ajuns la jumătatea lui octombrie, zic, what? Așa? But whatever, este bine, ne bucurăm că trece vremea. Eu mă bucur, nu știu cum să vă spun. Și da, înainte de a intra efectiv în clip, dați un like și un share la clipul ăsta dacă vă place, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, mi-ar face mare, mare plăcere să faceți parte din familia mea și de asemenea să veniți pe Instagram pentru că am niște lucruri și niște poze noi pregătite pentru voi. Mamă, absolut senzaționale. Deci, vă aștept. Bun, hai să începem cu una din primele cărți pe care le-am avut în obiectivul meu de maraton, pe care am vrut să le termin. Era o carte de beletristică și era Trandafirul și Hangerul, a doua parte din povestea aia cu Scheherezada, și mi-a părut atât de rău că m-a dezamăgit cartea asta. N-am terminat-o efectiv pentru că m-a dezamăgit. Ajunsesem să trec de jumătate și povestea nu mai curgea, adică pentru cine nu vrea spoilere, dați un pic skip, așa, câteva secunde, pentru că câteva minute, pentru că o să dau câteva spoilere care au legătură cumva cu prima carte. Deci, asta fiind volumul 2. Pe volumul 1 l-am citit și mi-a plăcut. Mi s-a părut că, dacă vă aduceți aminte cum vă ziceam eu în clipul ăla, mi s-a părut că există un element fantastic în povestea asta pe care nu-l dezvoltă foarte mult autoarea în prima carte, adică îți lasă așa, te lasă să ghicești, bă, este ceva misterios, nu este ceva misterios, te lasă așa cumva, nu-ți dă foarte multe detalii și te face să te duci cu gândul că există un blestem. De asemenea, felul în care se termină primul volum este puțin ciudățel, în sensul că Scheherezada se desparte de calif și se întâmplă ceva acolo care îi desparte și cumva blestemul se accentuează și așa mai departe. Ei, mare parte din prima, din a doua carte este, deci prima parte din a doua carte, ca să zic așa, este vorba de despre tot parcursul lor separat, despre ce se întâmplă. Scheherezada este în deșert alături de niște foși prieteni care acum vor să creeze ceva care să-l răstoarne pe calif și e o întreagă nebunie și acțiunea se desfășoară atât de lent și atât de plictisitor și trecusem de jumătatea cărții, v-am zis, și că încă nu se mișca, încă era în deșert, încă își împunea probleme, încă se gândea, încă se chinuia, încă nu știa ce să facă, încă nu-și descoperise puterile, pentru că până la urmă are și ea ceva puteri și nu e clară că treaba cu blestemul ăla, la fel nu se înțelege nimic, adică pe partea de calif mi se pare că în prima parte a cărții nu a construit foarte bine povestea, adică aproape că îl ignoră pe calif, în afară de câteva episoade în care ți-l aduce în atenție pentru că este chinuit de gânduri și e dor de Scheherezada, dar în rest nu se întâmplă nimic. Am sărit la un moment dat niște pagini și ea era încă în deșert și era încă la fel în aceea stare și am zis ok, nu, gata, stop, lasă-mă pace că nu, okay.
I-am dat o stea pentru că n-am putut să o termin și m-a plictisit și mi-a părut foarte, foarte rău, pentru că mă așteptam să fie cel puțin la fel de bună ca prima carte sau undeva pe acolo și să continue povestea. Mi se pare că romanul ăsta este absolut inutil, al doilea volum este absolut inutil, putea să încheie povestea din primul volum. So, yeah. Așa, apoi o a doua dezamăgire, care de fapt m-a băgat în acest reading slam, că sunt așa într-un reading slam acum, este o carte foarte hăipuită de un autor român, din păcate, de Ionel Teodoreanu, și vă ați ghicit, vorbesc despre Lorelai. Numărul 1, v-am spus de multe, multe ori că mie nu-mi plac romanele de dragoste și mai ales alea super siropoase. Și alea super melodramatice și alea super tăiat venele. Și ăsta este exact genul ăla de roman. Și începusem eu să citesc cartea asta și la fel n-am terminat-o pentru că nu pot cu genul ăsta. Plus că stilul literar mi se pare greoi. Pentru mine este greoi. Adică este obositor. Adică îți dă o descriere, cel puțin în prima parte a cărții, îți dă o descriere super lungă, îți descrie toată scena, nu știu ce, după care îți dă o fracțiune de dialog, după care continuă să-ți explice dialogul ăla fără dialog. Și mi se pare foarte obositor stilul ăsta, personal nu. Știu că este o carte iubită de multă lume, este cumva considerată una din operele de căpătâie ale lui Ionel Teodoreanu. V-am zis, nu, eu nu le am cu romanele siropoase, s-ar putea să fie vina mea, eu nu zic că e rea cartea, dar n-am putut să trec prin ea. Pe lângă asta, mi-a mai dat una dintre voi niște spoilere cu ce se întâmplă la final, adică tot melodramatismul ăsta și tot chinul și tot... tot datul ochilor peste cap este inutil. Și mi-am dat seama că nu e genul meu de carte și nu e pentru mine. La fel, i-am dat o stea pentru că n-am putut să o termin. Apoi, cartea lunii septembrie la Book Club a fost propunerea mea, dar a venit de la voi și este Femeia din cabina 10. O carte care i-am dat 2 stele pe Goodreads pentru că... o știam, să-i dau o stea sau două stele. Și asta pentru că este... interesantă, dar săraca se rupe undeva. Am avut discuția asta și cu fetele, pentru că noi avem lunar o întâlnire online în care povestim despre cartea pe care am citit-o de luna asta, ci că vom avea 2 cărți. Eu nu o să am nicio șansă să citesc 2 cărți. Nu știu dacă voi termina pe aia, una care este cartea lunii, dar aminte să citesc și o a doua carte, but whatever. Așa, deci, Femeia din cabina 10. În primul rând, povestea vrea să aducă puțin cu orientul expresal al Agatei Christie. Adică, există toată acțiunea se petrece pe un vas de croazieră, unde se întâmplă ceva, unde o tipă care, săraca, are ceva probleme cu alcoolul și puțin cu depresia și mai pleacă și pe coclauri, așa, din când în când, care are halucinații, asistă la o crimă sau crede ea că asistă la o crimă. Problema este că nu e sigură, nici ea de ea, dar rămite restul personajelor. Și cumva acțiunea vrea să semene puțin cu Orient Express, v-am zis, pentru că se află într-un spațiu închis, într-un spațiu restrâns, într-un spațiu în care practic nu ai ce să faci, nu ai foarte multe variante, nu ai foarte multe variabile, deci ar fi destul de ușor să-ți dai seama ce se întâmplă. Problema cărții este însă că personajele nu sunt suficient de bine dezvoltate, adică în afară de personajul central feminin, nu prea afli foarte multe despre restul personajelor. Să zicem că sunt vreo 2-3 despre care mai afli niște chestii și care cumva se infiltrează în poveste, dar nu suficient de mult și nu mi s-au părut suficient de bine dezvoltate. Pe lângă asta, o altă mare problemă pe care a avut-o cartea asta și toate fetele cu care am vorbit au fost de acord cu mine, a fost faptul că în primele... cartea are 400 de pagini și fiți atenți. Deci în primele fix 300 de pagini, că m-am uitat, în primele fix 300 de pagini, acțiunea, povestea este atât de lentă, atât de greoaie, abia se mișcă, este... practic sunt 300 de pagini în care femeia asta, care este personajul principal,
își răstălmăcește gândurile și se gândește și se răzgândește și își analizează și resanalizează, după care în celelalte 100 de pagini rămase ale cărții, totul se întâmplă așa repede, știți? E exact ca în telenovelele alea tâmpite, în care te ține câteva sute de episoade cu sufletul la gură, că ce s-a întâmplat, că nu știu ce, și după aia în două episoade îți dă tot. Se rezolvă acțiune. Exact așa este și cartea asta făcută și asta mi-a plăcut în primul rând foarte tare. Ce mi-a plăcut la ea a fost felul în care a fost construit personajul în sensul de depresie. Iarăși, cred că autoarea a trecut prin depresie sau ceva de genul, pentru că evidențiază foarte bine felul în care trece prin stările alea de depresie, de angoasă, de anxietate, de psihoze și așa mai departe, le evidențiază foarte bine și m-am identificat cu ele, adică cumva la un moment dat simțeam că este mintea mea și că eu gândesc exact cum gândește ea, dar problema tipei, personajului central, este că nu se trezește, adică e genul ăla de personaj care e nehotărât constant. Băi, dar nu se mai trezești odată, dar nu, la un moment dat vrei să o iei, să-i dai două palme, zici, hai bă, gata, termin odată, că și eu cât am fost de depresivă, la un moment dat mi-am revenit, m-am scuturat puțin și m-am apucat de treabă. Ei, ea nu, ea rămâne într-o stare așa de plutire constantă și la final iarăși mi se pare că nu, finalul în sine nu a avut foarte mult sens, adică a fost puțin SF, raportat la acțiune. Da, ar fi avut foarte mult potențial cartea asta dacă ar fi fost cumva mai comprimată și dacă ar fi fost cumva personajele puțin altfel construite și s-ar fi simțit o legătură între ele, pentru că îți lipsește legătura aia dintre personaje, în afară de unul dintre personaje care este fostul iubit al tipei ăsteia, care de fapt încearcă să o ajute și pe care și la un moment dat și pe ăla începe să-l bănuiască de crimă. Nu știi mare lucru despre personaje, nu se construiește o relație între ele, nu se întâmplă nimic deosebit între ele. Adică, da, e drăguță pentru că e alt cadru. E drăguță cartea că e alt cadru, adică nu e aceeași cadru. Dacă ar fi fost într-un hotel sau într-o vacanță sau pur și simplu într-o școală sau pur și simplu într-un cartier rezidențial, toată acțiunea ar fi fost foarte boring. Așa, faptul că este pe un vas de croazieră încolo spre Norvegia, undeva în partea aia, în ocean, îți dă cumva o senzație așa de, nu știu, peisaj nou sau ceva în stilul ăsta, dar altfel nu. Și am mai observat o chestie, apropo de asta, tot așa cu ajutorul câtorva fete cu care am mai discutat despre cărțile astea moderne, observ că există un curent din ăsta și aș vrea să-mi spuneți și voi, mai ales dacă ați citit din cărțile contemporane, observ că este un curent, în mod special, de a crea personaje feminine care au probleme psihice, cele mai multe dintre ele. Ori sunt isterice, ori sunt nebune, ori suferă de depresie, ori le au pe toate la un loc, ori sunt alcoolice, cum era asta, și nimeni n-are încredere în ele. Adică, eu înțeleg că există partea asta feminină, unde ai mai multe chestii de dezvoltat decât la un bărbat, da? Pentru că bărbații cumva sunt foarte liniari și femeile fiind pe latura aia creativă, ai cumva mai mult de dezvoltat la ele, dar mi se pare că deja este un curent care începe să devină exagerat și începe să mă cam plictisesc, știți? Cu atâtea femei care toate sunt nebune. Deci dacă e să o pui așa în câteva cuvinte, cam asta ar fi definiția. Toate femeile sunt nebune. Știți, cam asta vor să țin ducă și m-am cam săturat, m-am cam plictisește chestia asta, mi s-a cam luat, știți? Cam nu mai pot. Adică gândiți-vă, pacienta tăcută, nu vorbim de Zorba Grecu că a fost scris în altă perioadă, dar biblioteca de la miezul nopții, pacienta tăcută și câte și mai câte cărți moderne scrise în ziua de astăzi în care femeile cu precădere sunt duse cu sorcova sau au probleme nu știu, sunt alcoolici, au vreo fobie, au vreo chestie. Femeia de la fereastră, iarăși, gândiți-vă, și aia. Sunt o grămadă de cărți din astea moderne care se concentrează pe subiectul ăsta și deja mi se pare că este supraexploatat. Mi se pare că începe să inducă ideea că chiar toate femeile sunt nebune, adică nu știu dacă e o conspirație neapărat la nivel mondial și cineva vrea să inducă ideea că toate femeile sunt nebune, dar cumva acolo tind să ajung cu mintea.
probabil că și eu sunt nebună și de aia. Așa. Dar deja mi se pare supraexploatat subiectul ăsta cu femeile care au probleme psihice, cu așa. Mi se pare că genul ăsta de thrillere, cum ziceți voi, începe să devină plictisitor, cel puțin pentru mine, pentru că nu mai poți să ai o crimă, nu mai poți să ai o, nu știu, o chestie care să... Parcă toate sunt făcute după același tipar, asta vreau să zic, și devine plictisitor la un moment dat, adică 52-3 cărți, la, gata, oh, no, deja după a treia carte ți se acrește, știți? Nu mai poți cu același tipar și același subiect și practic este aceeași poveste, doar schimb puțin detaliile. E ca și cum ai zice, nu știu, Cenușăreasa sau Frumoasa adormită sau toate pe același tipar făcute, toate poveștile noastre, doar că sunt din detaliile schimbate. Bun, și pentru că am avut un asemenea succes în materie de cărți și pentru că m-au atras atât de mult cărțile astea și mi-au plăcut atât de mult și am debordat de cărți, aveam filmat în clipul ăla cu top 10 cărți favorite. Dacă nu l-ați văzut, vi-l las și pe la în descriere, că acolo am chiar cărți bune, am favorite și zic, ia să mă apuc eu să citesc una din cărțile astea, să mă apuc de una din cărțile cu indieni. Odată pentru că acțiunea e diferită de tot ce am citit în ultima vreme și în al doilea rând schimb peisajul, schimb personajele, schimb stilul, schimb tot și poate îmi dau un refresh și a funcționat foarte bine și m-am pus în, chiar și în favoritele lunii septembrie, m-am pus cartea asta, este Carmen Marie, Vulturii deșertului. Este o carte care cuprinde de fapt două romane și am citit doar primul roman și v-am spus și de ce, pentru că cartea mea este foarte învechită și paginile sunt îngălbenite și mi este greu să citesc. Adică eu cu problemele mele de vedere mi-e greu să citesc pe paginile astea îngălbenite, mai ales seara. Și atunci că trebuie să sau să-mi fac timp dimineața să citesc, ceea ce nu se întâmplă constant, din păcate. Dar, da, Vulturii deșertului, genial. Primul roman ăsta pe care l-am citit eu, o să cumpăr varianta modernă a cărții și o să citesc și al doilea roman pentru că sunt savuroase, sunt spectaculoase. Primul roman se numește Fiul vânătorului de urși și iarăși este vorba despre un puști extraordinar, să zicem, de vreo 16 ani, care reușește să facă niște chestii senzaționale pe vremea când, na, încă nu existau gadget-uri și toate cele, pentru că vorbim de vremea în care încă existau amerindienii și încă era bătălia aia pentru teritoriu între noi locuitori ai Americii și vechii locuitori ai Americii și, cum vă ziceam, și în favorite dăm de triburi de Sioux, de Apache, dăm de Winnetou, de Old Sherihan, nu știu dacă așa se zice, dar așa i-am memorat eu numele. Așa, avem și pe Dick Rotofeiu și pe Pete Lunganul, cine a citit romanele știe, și îmi doream foarte tare să vă citesc, dar la lumina asta iarăși nu văd, îmi pare rău, nu văd, îmi doream foarte tare să vă, să vă citesc un paragraf de aici, chiar de la început, cu descrierea lui Pete Lunganul și a lui Dick Rotofeiul. Pentru că nu pot să-l citesc, o să vi-l pun pe ecran, o să-i fac o poză și o să vi-l pun pe ecran și opriți clipul ca să îl citiți, pentru că sunt atât de savuroase descrierile, sunt fix pe prima pagină și mi-aduc aminte când am citit prima dată romanul ăsta, descrierea lor m-a captivat și m-a cucerit atât de tare din prima secundă încât am iubit cartea asta și la fel mi s-a întâmplat și acum și din fericire am luat așa o gură de aer proaspăt după care I don't wanna see them ever again. Seriously, deci nu mai vreau să le văd. Așa, dar asta chiar a fost o gură de aer proaspăt, așa cum așteptam, încă este stilul meu preferat și v-am zis, Carl May nu mă dezamăgește și nu m-am plictisit de descrierile lui și de stilul ăsta și nu, chiar nu m-am plictisit și eu. Este o carte, v-am zis, dacă vreți, altceva care n-are treabă cu nimic din ce se scrie în perioada asta, încercați cărțile lui Carl May, mai ales astea din deșert, mai ales astea cu aventurile din America, fiindcă el a scris mai multe și s-a dus și pe partea de Orient Mijlociu, a venit și în Europa, a scris foarte multe povești, dar mai ales cărțile scrise cu amerindieni, cu apași, astea mi s-au părut mie cele mai savuroase dintre toate și vă recomand să le încercați, o să vă las în descriere oricum cartea asta. Bun, și
cartea pe care aș fi trebuit deja să o încep și am încercat, vă jur că am încercat, dar nu pot, că iarăși mă pun seara târziu să citesc și din păcate scrisul este mic pentru cartea asta și este o carte destul de țapănă. Este cartea lunii octombrie, aleasă la Book Club, se numește Emma de Jane Austen. Este, da, cumva o clasică a literaturii universale și am zis să trecem și noi prin ea. Din păcate are scrisul foarte mic pentru mine. Pentru mine este mic scrisul ăsta, nu știu cât de bine îl vedeți voi. Și nu pot să citesc seara la lumina de la Veoză, așa că iarăși trebuie să-mi fac timp să citesc în timpul zilei. Încă nu m-a prins, am citit vreo 10 pagini, nu m-a prins încă. Și sper din tot sufletul să reușesc să trec prin ea, să o parcurg până la finalul lunii. Chiar nu mai avem decât jumătate de lună. Astfel încât să mă duc și eu cu temele făcute la Book Club, la întâlnirea de la Book Club. Da, da, asta este lectura principală pentru octombrie, pentru Book Club-ul meu. Dacă vreți să vă înscrieți, o să vă las în descriere link-ul de la grup. E un grup pe Facebook, intrați, să acolo puteți intra și dacă vreți doar sugestii de cărți, puteți să discutați cu fetele și cu să lăsați și voi sugestii, de asemenea puteți să votați cartea lunii și v-am zis o să avem cărți propuse pentru fiecare lună, câte două cărți vor fi de acum încolo, astfel încât dacă cineva termină, pentru că am observat că sunt fete care trec prin cărți așa ca fulgerul prin ele și să aibă mai mult material de... Da, eu v-am zis, încă n-am putut, din păcate încă n-am reușit, dar sper să mă pun într-o zi, să am o zi din aia așa, tot din asta de ploaie cum e acum. Stau o zi întreagă spre ea, așa, măcar jumătate să o parcurg. Din fericire, eu am varianta pe care o am eu este în engleză, ceea ce înseamnă că pentru mine ar trebui să o parcurg mai repede decât cărțile în română, pentru că așa cum vă ziceam, sunt mai scurte cuvintele și citesc mai repede în engleză decât în română. E un detaliu tehnic care pe mine mă ajută. Just for fun. Așa, și cam asta ar fi. Mi-ar plăcea foarte tare dacă ați citit cărțile astea să-mi spuneți impresiile voastre, pentru că aș vrea să aud și impresii bune despre ele, nu doar impresii proaste. Știm că mai ales Lorelai este foarte iubită de multă lume, dar eu nu pot cu ea, nu pot, nu. Așa, apropo, dacă vrea cineva cartea, eu dau cu mare drag. Și de asemenea puteți să lăsați sugestii de cărți, că aveți foarte multe sugestii bune și întotdeauna le iau și le pun și acolo în Book Club, pentru că sunt foarte bune sugestiile voastre. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, veniți pe Instagram, cum am zis, am o serie nouă de poze dedicată Halloween-ului, absolut genială. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!